Am vorbit de mai multe ori că trebuie să lichidăm Centrul Național Anticorupție, care a devenit simbolul corupției în Republica Moldova. Sunt foarte mulți buni ofițeri și în CNA, și în MAI, și în SIS. Astăzi vă promit că vom crea o structură de forță nouă din cei mai buni ofițeri din aceste structuri. Vom decide cum se va numi această structură împreună. Dar nu e important care, cum se va numi. Important ca această structură să lupte cu corupția la cel mai înalt nivel. Și nu contează că merge vorba de un deputat în Parlament, de un judecător, de un membru guvernul, de prim-ministru, de președintele țării sau președintele Parlamentului. Această structură trebuie să rupă și să distrugă tot ce ține de corupție în termenul de un an de zile. M-am inspirat foarte mult de mai multe reforme care au fost realizate în Singapore. Republica Moldova se află în aceeași situație, într-o situație foarte proastă, cum a fost și Singapurul nu atât de mulți ani în urmă. Ei au demonstrat că au reușit. Сегодня, когда многие говорят, что у нас нет природных ресурсов, у нас нет полезных ископаемых, вернее, они есть, но не в большом количестве, и поэтому мы не можем развиваться, это неправда. Сегодня, если мы будем правильно вкладывать в развитие интеллектуальной собственности, но вместе с этим параллельно будем открывать профессиональные училища, колледжи, техникумы, мы очень быстро встанем с колен. И вообще, я в жизни убедился в том, что в жизни можно добиться очень многого и решить очень многие проблемы. Самое главное – это иметь желание двигаться только вперед и верить в то, что ты делаешь.